Liceele agricole reușesc să scoată tineri bine pregătiți. Rezultatele se văd pe piața muncii. În ultimii 2-3 ani, absolvenții ai liceelor agricole ieșene ajută la dezvoltarea fermelor din județ. Liceele cu profil agricol au un rol cât se poate de important în educația elevilor. Un astfel de exemplu este și Liceul Agricol din Miroslava, aici unde sunt școlarizați anual sute de elevi, care mai târziu ajung forță de muncă în fermele județului Iași, dar și în județele vecine. Școala noastră este înființată în 1831, fiind prima școală agricolă cu predare în limba română din România. Tot noi ne mândrim cu faptul că a fost introdus în România sericicultura tot prin liceul nostru. Elevii, absolvenții, sunt ceruți pe piața muncii de mari fermieri. Sunt mulți dintre ei care, de exemplu de la veterinară, care fac practică la cabinete veterinare și sunt angajați încă de pe băncile școlii când au făcut 18 ani. Practic asigurați forță de muncă specializată celor care au cea mai mare nevoie, fermierilor. Exact. Credem în continuare că domeniul agricol va fi domeniul de viitor al lumii, nu numai al României. E suficientă practica făcută la școală pentru ca acești absolvenți să ajungă niște angajați profesioniști? Nu este suficientă practica, de aceea încercăm să dezvoltăm parteneriate cu agenți economici care au potențial. Știi, elevii să facă, au câteva săptămâni de practică masată, adică non-stop, da, și pe care o realizează în condiții de producție. Chiar săptămâna asta avem o clasă de veterinară care face așa ceva la un abator de pui. Grupul școlar agricol Mihail Gogălnicianu Miroslava își află începutul în Institutul de Educație pentru Fiii de Nobili, deschis la Miroslava la 24 octombrie 1831, în Palatul Marelui Boier Moldovean, Vasile Beldiman, situat pe un deal românesc, așa cum îl prezintă în cartea sa Tainele Inimii, unul dintre elevii primei promoții, Mihail Gogălnicianu.